Au început lucrările la modernizarea infrastructurii din cartierul CET Nord, acolo unde, în cursul zilei de astăzi, primarul municipiului Drobeta-Turnu Severin, Marius Creciu, a mers în teren pentru a verifica stadiul lucrărilor. În acest moment se lucrează la amenajarea parcării, la reabilitarea căilor de acces și aleilor pietonale, dar și la refacerea întregii rețele de canalizare. Bună ziua, înțeleg că toată canalizarea se reface în acest cartier. Da? Deci de unde? Petre Sergescu, toată intrarea de la Topolniței, Cloșan și la fiecare bloc. Ați avut probleme cu canalizarea aici? Da, au fost probleme, este surpată ieșirile către Topolnița și trebuie înlocuită, reabilitată, inclusiv... Reabilitare face pe fonduri europene. Zona va cuprinde mai multe parcări rezidențiale și este cuprinsă între blocurile G1, F1E, C4, C5, C6 din cartierul CET Nord. Primarul municipiului Drobeta-Turnu Severin, Marius Creciu, este întotdeauna atent la nevoile cetățenilor și își dedică în permanență timpul și energia pentru a face din acest loc un oraș la standarde europene. Chiar dacă vremea nu ține, să zic, cu noi, dar anumite lucrări se pot face și în această perioadă. Este o lucrare laborioasă de investiții, pentru că venim și amenajăm întreaga zonă, atât parcări cât și spații verzi și, după cum ați auzit și noastră, venim și refacem întreaga canalizare din zona CET Nord. Era o problemă veche pe care ne-au sesizat-o cetățenii în anii trecuți, am găsit sursa necesară pe fonduri europene și gata un proiect și reușim să refacem și canalizarea. După ce vom face toate aceste parcări, zona CET Nord va fi acoperită în întregime. Avem în acest moment peste 50.000 de mașini în municipiu și avem o problemă reală cu locurile de parcare. Am venit și venim în întâmpinarea oamenilor, cetățenilor, să-i sprijinim să creăm aceste locuri noi de parcare pentru un trai civilizat. De asemenea, spațiile verzi, o să plantăm copaci, arbuști, totul ca zona să arate așa cum își doresc oamenii și așa cum ne-au cerut-o în anii trecuți. Severinenii care locuiesc în zona ce urmează să fie amenajată se vor bucura de 150 de locuri de parcare, de reabilitarea căilor de acces și aleilor pietonale, cât și de refacerea întregii rețele de canalizare din zonă. Lucrările presupun săpături, evident, pentru înlocuirea rețelei de canalizare, deoarece au fost foarte multe sesizări și intervenții pe colectorul existent, creând dificultăți proprietarilor din zonă. Lucrarea este prinsă pe proiectul POIM, pe fonduri europene, și se va interveni cât se poate de urgent în zonă să corelăm lucrările de asfaltare cu canalizarea. Cetățenii văd această investiție ca pe una necesară și sunt bucuroși să vadă că vor putea beneficia de locuri de parcare și spații verzi pentru relaxare. Încă o dată, edilul Marius Creciu a reușit să schimbe fața orașului prin investițiile făcute de acesta, municipiul fiind într-un proces continuu de europenizare.